Cosma. Ce cu drept? Nu n-am intrat. Respect, respect.
Dacă dumneavoastră încă puteți, după chestia asta, să fiți aici. Adică mi-aș fi la concediu azi, ați atât și așa, să stai aici de partea noastră, atât aș fi, nimic mai mult. N-aș pleca de la muncă, nu, nu radical. Aș fi plecat, mi-aș fi luat concediu și aș fi venit de partea asta. De ce e mai greu la noi? Contează, ce înțelegeți? Permisie sunt. Sau permisie. Demisia! 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 Este primul genocid făcut de niște nenorociți ordinari după Revoluție. Ăsta e genocid, domnule, ce-a făcut. Și eu vreau să vă spun... Era mai curajos Iliescu. Trebuia să lăsați oamenii acolo la bordură, să strige până nu mai vreau să poată. Curajos Ponta, băiatul ăsta, curajos și cu Oprea, și cu Oprea, tare, păziți-l bine. Și să sprijin tineretul, pe voi vă apă, nu pe mine, nu mai lupt pentru mine, pentru viitorul acestei țări. Și a tineretul nostru unde mor și au murit și mai mor în continuare. De ce? De ce, domne, mor? De ce, domne, mor? Strigi dumneata o vorbă, de ce mor? Ăsta sunt eu și am fost mereu așa și m-am luat la întrebări. Bă, ne uite-mă și vezi treaba ta. N-am văzut să te omor, n-am văzut să te înjur, am venit doar să cer ceva. Atât. Ce cer? Libertate și curățenie în țara asta. Ce cer altceva? Nu vreau să înjur, nu vreau să fie băteți. Ce cer altceva, fratele meu? Ce cer? De ce mă puneți pe mine să vă răspund întrebărilor dumneavoastră? Dar puteți să vorbiți cu mine? Dialogăm. Suntem pași, dialogăm. Dar aș prefera să nu fie interpretată ca un interviu, dar nu de vedere oficial al instituției. Dar nu e vorba de un interviu, tu cetățeată pe stradă. Eu nu sunt nimica. Nu sunt interviuat. Deci dacă dumneavoastră apărați niște principii greșite, greșiți. Asta e problema. E foarte simplu. Al vostru de 28 de ani pe motocicletă, despre ce vorbim aici? Cu bune. Ce mai vreți, bă, oameni buni, mai mult de așa? Pentru ce? Voi nu vedeți că e nasol? Eu aș vrea să văd dacă aveți puterea și discernământul să vorbiți cu mine la fel cum vorbesc eu cu mine la voastră. Ce putere să mai am? Ce putere să mă apreciați că am vorbit corect, da? Vă și mulțumesc numai că nu mai vă apreciez. Nu, dar e logic. Ce atâtea politeți? Dar asta e natura firii mele. Și tot atâtea politeți. Ce ești și plătit pentru asta? Ce vrei mai mult de mine? Nu mi se pare o politeță gratuită să vă respect și să vorbesc cu dumneavoastră. Ce să vă respect? Că dacă n-ar fi ăștia de față, mai merli. Îți spun eu, ești nebun, de ce vorbim? Dacă v-ați uitat... Vicinos, jos, jos, jos! Premier, vicinos, jos, jos, jos! Premier, vicinos, jos, jos, jos! Premier, nu vrea schimbare! Cine nu sare, 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 nu vrea schimbare! Deci cineva să vină să vorbească cu noi, cu toți acești oameni. Atât, cineva, de ce să-i să ne spună o vorbă, da, de ce sunt lași? Ce sunt?
Uite, sunt de fapt un nimica, dar noi am venit ca să vorbim cu cineva. Acești oameni ne păzesc pe noi, dar pe ei de ce nu-i scot afară? Păi, dar nu sunt aici. Pentru că oamenii ăștia i-ar proteja, da? Deci măcar să vorbească cu noi. Spuneți, doamnă. Dar poate, domnule, uite, să vorbească de acolo, din birou, poftim. Să iasă, că da, totuși nu suntem 10 oameni, nu suntem 100 de oameni, suntem o... Gândesc că ar trebui măcar să ne asculte, da? Ce dorim? Poftiți? Poftiți? În primul rând să-și dea demisia. Toți. Ca orice tânăr după o săptămână de muncă și pentru care acum nimeni nu și-a asumat absolut nicio răspundere. Am scris aici că toți cei care sunt vinovați trebuie să plătească. Nu cu demisii, pentru că nu au fost în stare să-și dea demisia, nu pentru că au observat că structura pe care o conduc e o problemă. Nici măcar din punct de vedere moral e vorba de un principiu. Când cineva din subordinea ta încalcă o lege și provoacă o catastrofă, tu în calitate de responsabil al instituției trebuie să-ți dai demisia.